Sănătate și bine a revenit printre martorii cripto la o nouă ediție a știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. Un proiect de lege privind valorile mobiliare digitale a fost prezentat Congresului din El Salvador, deschizând calea pentru emiterea de obligațiuni vulcanice susținute de Bitcoin. CEO-ul Coinbase spune că exchange-ul său deține 2 milioane de Bitcoin în valoare de 39,9 miliarde de dolari. Google a investit 1,5 miliarde de dolari în companiile blockchain. Katie Wood spune revistei Bloomberg că Bitcoin va valora 1 milion de dolari până în 2030. Banca Americii se va asocia cu Ripple pentru serviciile ODL după încheierea procesului cu instituția SEC. Senatorii americani îndeamnă Fidelity să nu mai ofere Bitcoin în planurile de pensionare, citând colapsul FTX și arătat probleme serioase în industria cripto. Băncile centrale pot folosi Bitcoin pentru a lupta împotriva sancțiunilor. Criptomonedele vin și or să rămână, chiar dacă ne place sau nu, toate industriile au suișuri și coborușuri, spune primarul orașului New York. Fondatorul Triaros Capital, ce se află în faliment, susține că prăbușirea FTX a dus industria cripto cu ani în urmă. Nomura Securities a avertizat că 7 țări, Egipt, România, Sri Lanka, Turcia, Republica Cehă, Pakistan și Ungaria, sunt acum expuse unui risc ridicat de criză valutară. Cam atâtea în ediția de azi, nu uita te rog că nu sunt consultat financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.